Piața muncii din România, în special în domeniile din area tehnologiei, trece printr-o transformare rapidă, ceea ce determină tot mai mulți profesioniști să își reevalueze abilitățile și să caute oportunități de recalificare. Într-un domeniu în care tehnologiile evoluează constant, chiar și cei care dețin un loc de muncă stabil resimt nevoia de a se adapta și de a-și extinde competențele. În ultimii ani am venit cu multe specializări noi de masterat la facultățile Universității Politehnica Timișoara. Majoritatea nu existau în nicio programă universitară din România în urmă cu 10-15 ani, semn că sunt dezvoltate tehnologii noi. În piața muncii apar companii cu produse ce nu se regăseau în trecut la noi în țară, așa că inclusiv cei care au terminat o facultate sau un program de masterat în urmă cu 10 ani simt nevoia unei recalificări sau supracalificări, declară Florin Drăgan, rectorul Universității Politehnica Timișoara. Câteva dintre specializările noi ce au fost lansate în ultimii ani sunt securitatea informațiilor și a sistemelor cibernetice, economie verde și circulară sau ingineria datelor. Universitatea Politehnica Timișoara a fost proactivă în adaptarea ofertei sale educaționale la noile cerințe ale pieței muncii. Aceste programe au fost concepute pentru a răspunde nevoilor emergente ale industriei și pentru a pregăti specialiști care să fie competitivi în contextul actual al pieței. O tendință notabilă în rândul celor care aleg să urmeze programele de masterat ale UPT este vârsta acestora. Conform unei analize interne, unul din 5 masteranți are vârsta de peste 30 de ani, majoritatea dintre aceștia aflându-se la a doua specializare. Acești studenți vin din diverse domenii și au decis să se recalifice pentru a-și menține competitivitatea pe piața muncii.